Oh, perioada aia dificilă, nu sunt un cadou bun. Cum poți să te duci să-i dai ciocolată? Salutare, dragilor! V-am promis în clipul trecut în care stăteam aici jos și povesteam despre idei de cadouri, că o să vorbim puțin și despre cadouri nereușite sau despre ce cadouri să nu faci. Este un subiect pe care eu l-am mai abordat în trecut și știu că multă lume s-a inflamat pentru că sunt multe chestii pe care oamenii le fac sau pe care nu le conștientizează și în momentul în care încep să vorbești despre ele, știu, este iritant, dar ideea este să învățăm din greșelile noastre, că până la urmă toți am făcut greșelile astea, toți ne-am confruntat cu problemele astea și să învățăm din greșeli, să le conștientizăm, să învățăm din ele și să mergem mai departe, să evoluăm, nu? Nu să rămânem blocați în același loc. Ei, și vă ziceam de-a lungul timpului despre cadouri și despre ce cadouri să nu faci și cumva continuăm acest subiect pentru că mi se pare important de discutat și aspectul ăsta, mai ales că este atâta frenezie cu consumerismul și cu hai să cumpărăm cât mai mult, hai să facem cât mai multe cadouri, hai să luăm, hai să luăm, hai să luăm. Numai bine, mi se pare că acum se potrivește subiectul ăsta, dar e bine de ținut și pentru restul anului când vrem să facem cadouri. Din punctul meu de vedere, oamenii din postura de a oferi cadouri se încadrează în mai multe categorii și ar fi oamenii care iau lucruri la întâmplare doar așa, pentru că trebuie să facă un cadou fără să se implice, sunt cei care se implică și din păcate ăștia sunt mai minoritari și cei care iau cadouri pentru a demonstra lumii statutul lor sau de a demonstra cât sunt ei de extraordinari sau a demonstra cât sunt ei de buni sau a demonstra cât sunt ei de grozavi. Ăștia iarăși, din păcate, sunt majoritari și cred că înainte de toate, înainte de a ne găsi categoria, trebuie să ne gândim la mai multe aspecte în ceea ce privește cadourile sau când facem cadouri, da? Luăm în primul rând persoana respectivă. Mi se pare că este esențial. Majoritatea oamenilor nu se gândesc mult la persoana care îi fac un cadou. Am întâlnit de-a lungul timpului puține persoane care să se gândească, băi, da, ce-i place omului respectiv, ce-i face plăcere, ce îi se potrivește și așa mai departe, care sunt pasiunile lui. Majoritatea iau lucruri doar de dragul de a lua sau iau din perspectiva lor, pe principiu ce mi-ar plăcea mie să primesc. Lucru care s-ar putea să funcționeze, dar nu întotdeauna. Sunt situații în care treaba asta cu ce mi-ar plăcea să primesc nu se potrivește. Că degeaba ție ți-ar plăcea să primești, nu știu, o geantă scumpă de nu știu ce brand și eu vii și mi-o faci mie cadou, dar mie nu-mi place brandul respectiv, știți? Ceva în stilul ăsta. Ei, apoi, bineînțeles, este partea de buget, pentru că fiecare om are un buget și fiecare om ar trebui să se gândească la un buget. Iarăși aici avem specimenele alea care se duc și fac credite pentru a face cadouri, tocmai pentru a arăta cât sunt ei de extraordinari și pentru a arăta cât sunt ei de grozavi. Nu cred că se supără nimeni și nu cred că este o problemă să iei cadouri mai moderate sau mai restrânse sau mai simbolice, dacă vreți, de un buget mai mic, dacă nu îți permiți. Adică nu cred că este o problemă în sensul ăsta. Și un alt aspect important, cred că este utilitatea cadoului pe care îl faci. Pentru că, iarăși, din păcate, foarte mulți oameni uită de partea asta utilă a cadourilor și fac cadouri doar din dorința de a face cadouri sau din a transmite, cum ziceam, alte mesaje despre ei și așa mai departe, dar uită de aspectul util. Că degeaba îmi vin mie cu un ornament portocaliu, să spunem, care nu se încadrează cu casa mea, cu viața mea, cu nimic din lumea asta, că nu o să mă ajute la nimic, știți? În clipurile pe care le-am mai făcut pe tema asta s-a iscat tot timpul discuția, da, cadourile n-ar trebui să fie ceva simbolice care să arate intenția ta față de persoana respectivă sau pur și simplu să ai să fie un grad de atenție pe care îl acorzi unei persoane oarecare. Ba da, dar de acolo a plecat practic toată povestea asta, de la o mică atenție, adică uite, de Crăciun, știi, mă gândesc la tine, cum ar fi felicitările, în sensul ăsta. Dar trebuie să recunoaștem că lumea a evoluat, again, și din perspectiva consumerismului, și oamenii nu mai așteaptă doar, nu știu, o felicitare. Dar este adevărat că dacă tu ai cultura aia și ai capacitatea aia și ai educația aia de a nu cere nimic sau de a te mulțumi cu o felicitare sau cu pur și simplu cu atenția omului, este minunat, este perfect, este fix genul de om care trebuie să fii. Dar știm foarte bine că în ziua de astăzi lucrurile nu mai stau așa și atunci oamenii au tendința, au reflexul ăsta de a face cadouri substanțiale sau de a face cadouri care costă sau cadouri care înseamnă ceva. Prin urmare, este foarte important să ai grijă dacă tot te apuci să investești niște bani, dacă tot te apuci să investești într-o persoană, ca lucrul ăla să îi se potrivească. Pentru că, vedeți voi, aici este iarăși o mare problemă, cum oamenii nu privesc cadourile ca pe o investiție. Oamenii privesc ca pe o cheltuială. Și ați auzit de multe ori fraza asta la bărbați. Oh, perioada aia dificilă din preajma Crăciunului, când trebuie să facă cadou soțiilor, sau în martie. Oh, perioada aia critică în care, vai cât e de greu. Aiurea, știți? Pentru că ei nu se gândesc ca la o investiție, ei se gândesc ca la, nu știu, la ceva ce trebuie să facă, la o obligație. Până la urma urmei, dacă o simți ca pe o obligație, nu mai face, știți? Adică nu cred că este o problemă dacă nu mai faci lucrul ăla, dacă o simți ca pe obligație. Sau scrie o felicitare și am terminat, dacă chiar așa este dificil. Dar dacă tot vrei să o faci, privește-o ca pe o investiție, tratează-o ca atare, gândește-te la omul pentru care iei lucrurile respective, să îi se potrivească, să-i fie utile, da? Să nu-i ocupe spațiul degeaba în casă, că iarăși e o problemă, adunăm o grămadă de tâmpenii în casă, da? Și iarăși dacă, nu știu, cumva simți că persoana respectivă nu cade pe cadoul pe care i l-ai luat, nu îi se potrivește, să nu fii prea sensibil la aspectele astea, adică să nu te deranjează prea tare dacă îl va da mai departe. Din contră, mie mi se pare o idee foarte bună, băi, nu mi se potrivește cadoul ăla, apreciez gestul, mi se pare senzațional, hai că îl dau mai departe. Nu în ideea că m-ai scutit de a face eu un cadou, ci băi, am senzația că îi se potrivește mai bine altei persoane. Așa trebuie văzut aspectul ăsta. Ia lucruri care știi că îi se potrivesc omului, ia lucruri care știi că îi fac plăcere. Poate chiar dacă nu sunt atât de valoroase, dar ia ceva ce îi se potrivește sau ceva cu simbolistică specială pentru omul respectiv. Nu te apuca să iei, nu știu, chestii doar de dragul de a lua, știți? Spre exemplu, cred că v-am mai zis chestia asta, că soțul unei prietene a primit acum câțiva ani o față de masă. El, bărbat fiind, n-are treabă cu bucătăria. Este unul din puținii bărbații din ziua de azi care n-are treabă cu bucătăria. Și stăteam și mă gândeam și râdeam cu prietena mea și ne gândeam cum i-a bubuit mintea acelei ființe care i-a făcut cadou fața aia de masă. Cum? Care a fost logica din spate, știți? Adică, la asta vreau să spun. Care e logica? Nu, hai să luăm chestii doar de dragul de a lua. Nu e ok, nu are sens, da? Nu, asta spun, nu are sens să faci lucrurile astea, mai bine nu e nimic, scrie o felicitare și ai terminat, da? Este mult mai apreciată o felicitare, că arată că te-ai gândit la persoana respectivă, decât să iei chestii de genul ăsta, știi? Față de masă unui bărbat. Că, bineînțeles că fața aia de masă n-avea nicio treabă, nici cu casa, nici cu nimic altceva, ca să zici că măcar era utilă în casă, nu. Bine, că după aia am mai primit și o solniță, am aflat acum recent, că am mai primit și o solniță de la altcineva, păi, ca să se completeze, știți? Hai, spun, hai să ne gândim puțin când vine vorba de cadouri la persoana respectivă. Băi, chiar dacă sunt chestii simbolice, măcar să fie ceva în direcția persoanei respective, da? Nu neapărat să luăm chestii de dragul de-a luat. Pentru că, apropo de asta cu Grinch-ul, de filmul cu Grinch-ul, da? Și acolo ați văzut că în film toată lumea era concentrată pe cadouri, 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 hai să luăm cât mai mult, să luăm cât mai mult, până a venit Grinch și le-a furat cadourile și au dat seama că există Crăciun și fără cadouri. Astăzi, în fise, există destul de multe cadouri pe care eu le consider nepotrivite și le-am văzut de-a lungul timpului făcute cadou și le-am auzit tot așa în clipuri de genul ăsta și le-am auzit menționate și efectiv am văzut reacția oamenilor și mi-am dat seama că în timp, băi, astea nu sunt potrivite. Și ca să începem așa ușor, ușor lista noastră, unul din cadourile pe care le consider extrem de nepotrivite este orice cadou care transmite o aluzie cumva negativă. Și vă dădeam exemplu în clipul trecut cu idei de cadouri despre abonamentul la sală, care poate să fie un cadou foarte bun dacă persoana respectivă merge la sală, dar poate să fie un cadou absolut înfiorător, cel mai prost posibil. Mie, dacă mi-ai face un asemenea cadou și n-aș merge la sală, n-aș face sport, aș fi în categoria celor care nu fac sport, nu este interesat și poate nu vrea să se apropie de sală, eu n-aș mai vorbi cu tine dacă mi-ai face un asemenea cadou, pentru că aluzia din spatele acelui cadou este foarte gravă. Aluzia din spate este că ești grasă, că ești urâtă, pune dracu mâna și fă ceva. Ceea ce nu știu dacă e cel mai ok mesaj pe care vrei să-l transmiți. Da? Și de-aia spun, mi se pare absolut înfiorător. Și în completare pot să vină și echipamentele de sport, toate, nu știu, instrumentele, proteine, tot felul de prafuri și de tâmpenii din astea pe care le luați când faceți sport și așa mai departe. Dacă persoana respectivă face chestia asta și îi se pare normal și s-ar bucura să aibă un ajutor, practic, dacă te duci în fiecare zi la sport, da, te bucur să vină cineva să-ți dea un abonament pe 3 luni la sală, da? Te scutește de o cheltuială pentru 3 luni, este minunat. Dacă nu faci treaba asta, să vii să-mi dai un asemenea cadou, este un înfiorător. Și în categoria asta de aluzii intră foarte multe lucruri, deci aveți grijă că sunt foarte, foarte multe lucruri. De-aia am zis eu la un moment dat, și știu că multă lume s-a supărat pe mine, am zis de geluri de duș, chestii din astea de baie, cum ar fi seturi din astea de genul Nivea, DAF și așa mai departe, chestii pe care le iei din supermarket cu 30 de lei. Asta iarăși transmit un mesaj foarte prost, pentru că sunt lucruri la îndemâna omului. Ok, vrei să faci cadou un gel de duș? Ok, du-te de la Sabon în sus, du-te la Sabon L'Occitane, John Malone și așa mai departe, du-te în categoria aia, da? Într-o categorie pe care omul nu poate să o ia zilnic, să spunem, poate nu și-o permite în fiecare zi, dar în condițiile în care toată lumea își permite Nivea, DAF, Palmolive și așa mai departe, e un mesaj foarte prost în spate să-i dai un set DAF, știți? Sună a, nu știu, sărăcie în primul rând și sună a vezi că ești nespălată, ia și tu un gel de duș de aici, că nici din asta nu ești capabil să-ți iei. Știți, ceva așa, cam asta e mesajul din spate. Și mi-au scris multe persoane de-a lungul timp, a, dar ce, că pă, sunt persoane care se bucură și de un gel de duș de la DAV. Da, mai nu zic că nu sunt, eu nu spun că nu sunt și nu spun că pentru unele persoane chiar și un gel de duș de genul ăla ar fi un cadou extraordinar. Dar hai să ieșim din bula asta, să gândim puțin mai în spate, da? Și să ne gândim ce înseamnă toată chestia asta, da? Înseamnă că tu vrei să-i spui omului respectiv că este nespălat. Îi dai un săpun de la DAV cadou. Bine, mulțumesc, este 4 lei, pot să mă duc să mi-l iau și eu, știi? Nu e ca și cum... Dar ce vrei să-mi spui? Îmi vrei să-mi spui că-s nespălată, da? Ok, dacă îmi dai un săpun din ăla artizanal, făcut, aranjat, nu știu ce, făcut așa, nu o să mai cred că sunt nespălat, ci eu o să cred că, uite, ai găsit un săpun artizanal interesant și vrei să văd și eu cum este, da? Este altceva, mesajul din spate este altceva, da? Deci aia spun, aveți mare grijă că sunt multe cadouri care pot face, care pot avea... Iarăși, chestia asta cu cărțile, eu nebunesc, deci efectiv nebunesc când văd că oamenii dau cărți așa, la întâmplare. Nu zic că nu sunt bune cărțile pe post de cadouri, din contră, sunt foarte bune. Dar în momentul în care persoana respectivă nu citește, de ce îi dai cărți? Când nu are el în sine, știi că nu are o carte în casă. De ce ai da carte? De ce ai face cadou o carte? Ce înseamnă când îi dai o carte și el nu are o carte în toată casa? Ce înseamnă? Înseamnă că vrei să-i transmiți așa, cumva, subliminal, dedesubt, vrei să-i spui că, știi, mai pune și tu mâna pe carte, că ești cam incult. Nu? Cam asta e mesajul din spate. De-aia spun, aveți mare grijă la lucrurile pe care le transmiteți. În categoria de cadouri nepotrivite intră, bineînțeles, și hainele. Pentru că dacă nu știi măsura, dacă nu știi gusturile, dacă nu știi dacă îi se potrivesc omului respectiv hainele alea, o dai în bară foarte, foarte repede și nu o să-ți iasă. Iarăși am auzit de situații în care oameni se duc și cumpără haine second-hand pentru a le face cadou de Crăciun. De ce ai face chestia asta? De ce nu mai bine scrii tu o felicitare? Că poate dai de una nebună ca mine, care e cam iesilă de second-hand-uri. Și poate nu apreciază și iarăși să te duci cu mintea în alte direcții. Eu am fost, din păcate sau din fericire, nu știu să vă zic exact, am fost genul de copil învățat de mic să caute mesajul subliminal din orice. Știți, așa m-a format mama și dacă se uită norocul meu, că acum aș dă și ea seama, așa m-a format ea, la modul când venea cineva și spunea ceva frumos, ea venea cu un comentariu, da, da, lasă că știu eu ce gândește de fapt în realitate. Și chestia asta m-a făcut să observ în timp și să mi se formeze reflexul ăsta de a vedea că în spatele multor lucruri există un mesaj din ăsta ascuns sau subliminal sau, știți, ne place foarte tare, spre exemplu, să ne uităm pe internet, pe TikTok, pe Reels, așa la ăștia care transmit mesaje, la ce mesaj a transmis Kate Middleton că a purtat roșia nu știu care sau că a purtat diadema nu știu care sau că a purtat cum era cu regina, ce mesaj transmite regina că în funcție de culoarea pe care o transmite, adică ne place chestia asta să o vedem la alții, să căutăm mesajele subliminale din gesturile altora, din exterior. Dacă îmi vine vorba de noi și de acțiunile noastre, nu ne gândim că și ele pot avea niște mesaje subliminale. Prin urmare, încercați să vă gândiți. Ca să continuăm pe partea cadourilor nepotrivite. Ce este considerat cadou nepotrivit? Orice nu are legătură cu viața omului respectiv. Dacă omul respectiv este genul de om care nu prea le are cu îngrijire, nu prea le are cu, nu știu, skincare-ul, degeaba te duci tu să-i dai produse de skincare, poți să-i le dai pe cele mai scumpe din lume, poți să iei... Dacă ea nu are treabă cu skincare-ul și nu-i interesează și pentru ea crema de mâini e același lucru cu crema de față, nu e un cadou nepotrivit, nu-ți dai banii degeaba, nu vrei să arăți doar că, uite, eu îmi permit, adică nu vrei doar să epatezi. Ce este ironic în ceea ce privește cadourile este că, în general, suntem foarte absorbiți de ce crede lumea despre noi, de ce impresie lăsăm, de ce zice lumea de noi și așa mai departe, dar când vine vorba de gesturile noastre, de acțiunile noastre, asta apropo și de clipurile mele cu eleganța, uităm. Adică acolo nu ne dăm seama, fix acolo nu realizăm că este problema, fix acolo nu ne dăm seama că... gesturile noastre, acțiunile noastre vorbesc despre noi, da? Eu sunt pro a face cadouri simbolice mai degrabă sau pentru a oferi o felicitare mai degrabă decât pentru a face niște cadouri inutile, deplasate, cu mesaje care nu sunt tocmai ok și așa mai departe. Oricât ați încercat să mă convingeți, gelurile de duș de la Nivea nu sunt un cadou bun, prin urmare... Da, bun, cam atât am vrut eu să vă zic pe astăzi. Spuneți-mi care este părerea voastră, ce părere aveți și eventual puteți să-mi dați exemple de cadouri total nepotrivite pe care le-ați primit de-a lungul timpului și care vi s-au părut deplasate sau nu vi s-au potrivit deloc sau care, nu știu, vi s-au părut așa ciudate sau absurde. Am auzit foarte multe chestii de-a lungul timpului și este foarte haios să vezi din reacțiile oamenilor că da, chiar există foarte multe cadouri nepotrivite și că poate banii aia ar fi trebuit să se ducă în altă parte. Dă-i mai bine la un copil, fă altceva cu banii aia decât să-mi iei mie ceva care nu-mi place sau care nu mi se potrivește sau din care pot să trag eu cine știe ce concluzie. Mai bine dă-i la un copil, ia ciocolată la un copil și așa mai departe. Iarăși, uite, când ziceam de ciocolată, iarăși, ciocolata poate să fie un cadou extrem de nepotrivit, deși eu una îl apreciez foarte tare pentru că îmi place ciocolata, dar dacă este o persoană care știi că este la dietă, care se luptă cu greutatea, care de ani de zile trage de ea și știi o fază în care chiar trage de ea să se mențină sau să slăbească, cum poți să te duci să-i dai ciocolată? Nu înseamnă că îți bagi joc efectiv de munca ei, nu înseamnă că nu-ți pasă, că ești lipsit de considerație față de munca ei, nu ăsta este mesajul. Ei, așa vreau să vă gândiți în ceea ce privește cadourile. Mulțumesc că v-ați uitat, dați-i like și un share și ne vedem mâine cu un alt clip. Ciao!